Ai, deu uma seca. Então é fininho, cadê? Joy. Oi, inimigo. Am anulat o rezervare care era gratuită până în următoarea zi. Primeți banii înapoi, nu? Pe ce ți-au blocat banii? I-am virat, știi? Ce ai făcut? Avea voie să anulezi până a doua zi și am anulat. Ei îmi spun în mail că i-au rambursat cumva, dar mie nu mi-au intrat în fond. Păi probabil durează. Durează, nu? E nu, sigur un instant, dacă azi ai făcut, probabil că ți intră mâine, sau știu eu. A, nu, pentru că 7-14 zile dau ei mancă. Păi, ce s-a întâmplat de aia? Ha? Ce s-a întâmplat? Ce zic? Ce s-a întâmplat? Nimic, am descoperit că era de căcat, am plasat hotelul și nu se vedeam poze, numai am pozele clienților, știi? De mătoare. Bă, asta ți se tot blochează. Tu nu ai net sau ceva? Pune-ți telefonul sau știu eu până la ce. Mai mult vreau că ești blocată decât să meargă. Mă scap pe el. Păi ce-i faci când se deblochează? Ceva nu-i regulă. Ce? Ceva nu-i regulă. Parcă ți intră în standby sau ceva, nu știu. Nu știu. Dar noi țipă mini. Ce? Noi țipă mini. O, la. Ia să vă complexul.
Dar nu-i complex, poți face una, poți o pui jos. E un high rank de aici, de sus. Aha. De asupra de genunchi și de jos. Mâine, tu vrei să faci aceste teste? Putem, nu ține prea. Arunc tot când termin. Ah. L-ai început, da? Ce? L-ai început. Acum. Și acum crești la fiecare? Da. Da. Oh.
Mai ții minte cum ți-am arătat să faci la ceasturile? Ha? Mai ții minte cum ți-am arătat să faci la ceasturile? Nu. De ce mă întâmplă orice în viața asta? Nu mai știu. Și acum ești așa de depășită că... Dar mă întreb, nu ții niciodată nimic din ce-ți explic. Mă întreb doar ca să te aflu în treabă. Recunosc. Eu când e vorba de căcaturi din astea, eu dacă îți spun ce porcărie am făcut pe booking, trebuie dat să-și anuleze un card ca să nu ne mai ia bani de pe el. Nu vrei să știi ce prostie am făcut azi. Dacă nu te pricep, nu mai fă. Zilu Mimi că te ajută la de-astea cu plăcere. Da, nu am avut chef cu booking, m-a lăsat pe mine și eu am făcut căcaturi praf. Normal că ai făcut căcaturi, dar de ce trebuie să anulezi cardul? Ce treabă are? Am mai rezervat într-o parte și n-am văzut că nu era rambursabil. Și dacă am anulat imediat, au vrut să-mi iau 1000 de euro. Hai de pula ta, frate, să știi că ești praf. Da, recunosc. Apelează la prieteni care se pricep la trenul de asta decât să îi dai praf. Da, mă cac în ele gheze. Vamos lá.
Și eu. Poftim? Eu. Bine. Voi în calitatea asta. Ce? Adică în oraș. Ce? Voi în calitatea mergeați în oraș. Nu, peste tot. Nu, în fiecare zi că am fost pe altundeva. Am fost acolo, în Afitos, la noi, la Sunny Beach. Cel mai des la noi am fost, că era un bar la un kilometru de noi. Sunny Beach, hotelul e 2000 de nivel. Deci acolo zici că e făcut pe calculator resortul ăla. Tot pavajul e pus parcă cu bolobo cu fiecare parte. Deci e impecabil arată. Nu e, nu e mizerie, iarba tăiată la limită, totul e, zici că e desenat. Da, ne-a tot fainele, cam scumput. Am văzut în viața mea să arate chiar așa fain ceva. Din stare, da. Te desplic pe acolo, te simți sărac. Spui de pe tabletă muzica. Da, și alerg cu ea, nu? Băi, să știi, Doamne, nu știu cum o să rezist. Deci un kilometru, nu, nu știu. Pula mea, ia-ți mașina, pune-mi pe arma să meargă cu mașina cu geamurile deschise după tine. Stai, că bună asta l-a încărcat. Stai. Ți-a plăcut video?
N-am înțeles. Ce faină e Mimi. Da, i-am zis Mimi, tu știi că ești în chiloți, zice. Ah, bine. Dar e bronzată, mă. Hai de drum la deadlift. Pune-ți, dar tu nu prea ai ce să pui, că las, fă deadlift și atât. Snatch deadlift. Și cu cât fac? Cu maxim. Câte repetiții? Că nu m-am uitat. 5, 3, 1. Fă 3 ori 5. Sau 5 sau 3? Fă toate câte 5. 3 zete. Acum, dacă tot, de ce nu vă rezervați în altă perioadă să prind și USG-ul? Eu numai atunci n-am de cântat pe la lucru, n-am concert. După aia încep repetițiile pentru următorul. Câte mai repede?
De miercuri merg la lucru, în 27 am concert. 27 cât? August. De botezul lui Străuță? Nu. Nici nu mă duc acum, situația să nu dau botez. O să-i dau ceva și asta e. Bă, o să fie fain la chef. Ok. Se pare că suntem mulți. Da? Suntem mulți. Ibiamele? Bă, zicea la... m-a întrebat la mine, zicea că cât poate da. N-am mai vorbit cu ea. Băi, ce doare spatele, nu mai fac nimic. Ai, Doamne! Nu mai fac. Gata. Ce? Ți-e greu, poate, achile? Rău, mă doare spatele. Bine. Deci tu, în loc de gestul bar de la sfârșit, poți să faci pull-up sau toast bar, ce vrei? Fă toast bar, cred că mai bine. Toast bar, pull-up, toast bar. Tu aderai numai cu toast bar, dar chiar n-am chef să fac chiar cu toast bar. Asta e oată la de l-a câștigat sârbul. Numai că mult mai mult rar. Era cu 30 de toast bar, 2 km jumate era în 30 de toast bar, 2 km jumate era în 30 de toast bar. Dar cine era cu câștigat? Închiși? Da. La limită l-a bătut pe unul. Acasă, pe acolo. Eu câștigat 50 ceva de mii de dolari, o cutie lista pe net. Ai văzut, dar oare cât o plătit pe acolo? Poate până în 10.000, zic eu. Și el și frasa. Fiecare. Deci 40.000 tot a venit cu ea acasă. Bă, eu zic că da. Nu știu, poate mai puțin, poate cheltui mai mult, habar n-am. Dar costă o grămadă, frate, aia e faza. Să te duci până acolo, până la... Și pentru noi, ca spectatori, e imposibil. Adică nu e imposibil. Să ratezi concertul de vară, să mergi să vezi games. Da. Ce vorbesc, că mult mai mult costă. Decât concediu. Păi noi, eu cu mine mi-am cheltuit vreo 2000. Și nu ne-am zgârcit, nu ne-am făcut de cap. Eu, cred că așa am cheltuit 1900. Ce? Fără să merge. Dar nu, dacă nu te pricepi și n-ai habar, ce te faci, frate?
Ce te iei tu și te baci? Ai atâta lume care circulă în jurul tău și te pui tu, te crezi tu deșteaptă. Omule! Da. Ai toată ziua la tine. Am rezervat, am anulat, că puteam, știi? Și la asta nu m-am uitat că e rambursabil. Nerambursabil. Doar cu jumătate din preț să-ți ia, știi? Nu m-am uitat, să mor dacă am văzut. O zis Daniel, da, pune că e fain, că e nu știu ce, repede am rezervat și după aia m-am uitat mai bine, am zis, bă, nu-i ok. Să zici, Andreea, cât au făcut de la turci până acasă. Da. Adică nu, mi-a zis slotul că era de 10 ore în vamă la un moment dat. 13 ore au stat în vamă. Nu. Total 32 de ore până acasă. Deci eu, Doamne Dumnezeule, cum se poate așa ceva, frate, sincer acum? Doi copii. Deci ei se nebun la cap, mă, deci cum să... Nu s-au documentat că e așa sau acum s-au întâmplat asta? Zona roșie. Nu vine să cred, tu îți dai seama ce înseamnă asta, frate. Eu nu știu cum am rezistat cu doi copii în mașină. Noroc are mașină faină. Nu te bă, că mai contează, că era buzul și toată. Ce să fie fain în ea? Te-ai luat în picioarele. Mai comod un Audi decât o Dacia, pura mea. Da, bine. Eu ce zic, la mine, de exemplu, când stăteam în vamă, deja cum erau 40 de grade, nu mai făcea față nici clima când stăteam pe loc. Se încălzea, era rece, dar nu foarte rece. De aia zic, dacă ai și o mașină... Noi am stat cel mai mult o oră jumate în vamă și mi s-a părut o eternitate. Nu, nebunie, frate. Deci ei au venit din concediu distruși. Dar mie mi-a plăcut concediul ăsta maxim și săptămâna în care n-am fost niciunde. Au fost bine. Eu tot vreau să fac o adăla cu Volvo, dar tot găsesc motive să nu-l fac. Tu o să-l gați repede. Da, o să-l gați repede, aia. Ah, cu Volvo. Da. Hai, mă gândesc la asta, că tot. Da, așa la Caterinca, cum am făcut adule, cred că eram în primii 4-5. Dacă îmi băteam capul, primii 3-4. Să văd la primul ăsta cum mă merge, de aia vreau. Dacă mă apropii de 4 runde, acolo eram pe 4-5. Eu nu mai duc să alerg 100 de metri. Când dau drumul, dau drumul, nu mai am chef. Eu sar duble. Fac o rundă duble. Fă 25 de duble.
5 toes to bar, 4 pull-ups, 3 chest to bar. Două runde, să zicem. Singură dată, nu? Două runde. Că ne-am răcit. Bă, tu n-ai net ca lumea, aia e problema, cred că. Mă auzi? Da. E imposibil, acum ești pe telefon, nu? Nu, tot pe tabletă. Tableta e problema, nu înțelegi? Mă, nu știu ce să zic. Dar uite, tu intră în standby ceva, apeși pe ceva și revine. Da, că mă întorc înapoi și intru iar pe link, pe ăla. Păi acum n-a intrat pe niciun link și și-a revenit. Ba da, am intrat. Bă, mă uitam când săreai duble, ai făcut și tu ceva piciorușe faine. Nu mai ești așa slăbuță. Se văd că piciorușe așa un pic de, ai forma de crossfit, cum aveai înainte un pic, când arătai mai bine. Dar tot timp 40 de kg. Nu, nu, când arătai mai bine, nu când e, de când ești schijă. Am specificat. De la câte squat-uri tot facem? Eu cum mă văd să fac butterfly niciodată? Ce? Mă chinuia să fac butterfly, dar vă dau cu picioarele zi. Ce râde asta, micul? Bun, ești gata? În 30 de secunde. Ha. Ah. 15. Thank you.
Gata.
Da. Stai acolo. Gata, vai. Ce faci? Ce vrei să faci? Nu, tati, lasă aia, te rog. Nu, lasă asta. Uite, prânghia. Prânghia. Nu, tati, că te-l vezi de asta. Haide, dă-te jos. Uite, uite o cutia. Uite, țeaua asta aici. Stai, am zis. Acum un minut? Da. Du-te, Doru. A doua tură n-ai putut să alerg ca lumea. Ce auzi, Iriare? Ce faci în curul gol? Ba. Uite ce faci. Hai, 2, 3 și... Și... Hai, du-te. 2, 3, 5.
Doi? Nu faci pici pe undeva, caca. Go! Mamă, ce n-aș mai fost mie la alergat. Cu cât ai alergat? Prima tură un pic, 5, a doua, 5 și 13. Ia să văd ce-o puteți. 4, 5, 6 și 5, 11. Hai, go! Trebuie să nu fii tare. Da. Hai, 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 unde? Hai sus. Hai sus și ce se fac sus? Să dau la ta. Hai, 2, 3 și tare, da. Ce? Ha? A doua tură nu mi-am găsit, am dă-o în pulă, cred că nu am să răbate. Păi te-ai pornit ceasul când ai început și l-ai oprit când ai gătat? Nu, l-am oprit, am intrat în sală. Dar deci, un singur buton și aia nu poate să rețină capul tău. Un singur buton. În loc să apeși pe ăla de sus, apeși pe ăla de jos. Tot ce trebuie să faci. În loc să apeși pe butonul de sus, apeși pe butonul din dreapta jos. Și aia e tura. Singurul buton care trebuie să-l apeși. Da, și după aia când plec iarăși la tură, pe ce apăs? Apeși pe același buton de jos. Ah, bine. Pe ăla de sus apeși doar când începi și când gați, vodul, tot. Și pe ăla de jos apeși și atât. Apeși când începe tura, apeși când se gata tura și gata. Și cu ăla de sus oprești ceasul. Poftim, Dani. E mai simplu de atâta, nu se poate să fie. Da, acum am priceput. Da, hai. Start ai treabă doar când ai 3 de 1, ai apăsat pe ăla și nu mai apeși pe ăla până când nu-i gata oameni. Da. Da, bine, hai. Da. Păi ceau lui Cosmina, păi ceau. Păi ceau, nu te bagi acolo, nu te bagi acolo, am zis. Nu îți face niciun ceau. Ceau.